Salutări, dragi prieteni, eu sunt Dodo și s-a terminat vacanța. Trebuie să mă întorc acasă, cu părere de rău, dar asta este. Ce a fost frumos, a trecut. Știți cum, toate clipele astea frumoase, toate amintirile, astea vor rămâne, de fapt, ca niște amintiri, pentru că vedeți cât timp te simți bine, cât timp îți este bine, perioada asta trece foarte repede, mai ales vacanța. Trece extraordinar de repede. Și ce înseamnă ne întoarcem acasă? Ne întoarcem la lucru, la muncă, s-a dus vacanța. Dar asta este, sper să mai revin în locurile astea, pentru că sunt locuri extraordinar de frumoase. Un loc foarte frumos, în care sigur am să mai revin și, dacă vă place, bineînțeles, voi mai filma atunci când voi veni, să vedeți că m-am reîntors. Pentru că un așa loc frumos nu se poate să scape cu o singură, nu știu, vacanță, o singură... Prea puțin, câteva zile, aș fi vrut să fie măcar să fie, știu și eu, să fie de o lună de zile. Adică să mă distrez pe cinste. Și ăsta este drumul. Și acum va trebui să plec. Va trebui să plec, dragii mei, și asta este. Vacanța s-a terminat. Eu voi pleca către casă și îmi pare rău că s-a terminat. Așa că, dragii mei, am plecat. Pa, pa! Ne mai auzim, ne mai vedem. Vă aștept când ajung acasă. Am găsit un prieten, îndreptându-mă către casă, am găsit un prieten care să mă ducă cu motorul până la autocar. Și pentru că avem de parcurs vreo 12 km, n-aveam cu ce să merg. Și decât să merg cu căruța, am ales motorul. E un drum extraordinar de prost pe aici. Nimic nu e cum trebuie. De-abia mergem, cred că, nu știu, 15 km, 20 maxim de km la oră. Și de aceea, vedeți cum mă mișc aici, mă clatin. Nu pot să țin, de-abia țin și aparatul de filmat în mână. Și uitați cum se vede. Avem un peisaj extraordinar, drumul. În partea aceea am văzut ceva, drum cu apă, nu știu. Aici mă duc către pădure. Da. Deci, cum vă spuneam, mă întorc către casă și pe drumul acesta am parte de o aventură extraordinară. Nu am unde... țin și geanta, acea geantă mare și voluminoasă o țin în spate, pentru că e un motor mai micuț, așa, dar eu mă bucur că omul mă duce și nu vrea să-mi ia bani. Deci nu vrea să-mi ia bani, așa că eu mă bucur pentru acest lucru, rămân bani în buzunar. Îmi rămân bani de un giveaway, să fac un joc giveaway. Așa că, dragii mei, în continuare eu îmi voi vedea de drum. V-am spus, peisajul este extraordinar. O frumusețe de nedescris. Îmi place la nebunie acest peisaj, îmi plac locurile verzi. Asta e plăcerea mea, să merg în locuri verzi. Și uitați că am fost, mă întorc către casă, între betoane, între urât la oraș. Dar asta este, ce să facem, trebuie să mă întorc acasă, bineînțeles. Așa că eu m-am salutat, dragii mei, și până data viitoare, pa, pa! Nu uitați să dați și voi un like, bineînțeles. Pa, pa!